ați vrea să fie pragul pentru furt? Tocmai s-au decis. 9.000 de lei rămâne, așa a decis coaliția astăzi. 9.000 de lei pragul pentru abuz în serviciu, asta după ce nu ne-au lămurit. Cine a decis 250.000 de lei de nervi? Știți, Liviu Dragnea s-a apucat de gătit și a făcut și un podcast pe YouTube. Că n-a înțeles el cu ce greșise la 200.000 de lei, de ăștia au venit acum cu OUG13 indexată la inflație. Și vorbim și despre perchezițiile pe care le face DNA la GPR. Vreți să știți cam cum se cumpărau în pandemie bastoanele de la Poliția Națională cu 12 lei din China, vândute sau la 18 dolari din China și revândute în România la 30 de dolari. Nu-i așa că statul are bani. O să vorbim și despre scenariul acesta al anticipatelor. Ciolacu ne spune acum că este exclus. Și este o zi istorică din două puncte de vedere. Finlanda intră în NATO și vom vorbi pe larg despre acest subiect. Iar americanii așteaptă să vadă ce se va întâmpla în mod exact cu Trump. Este primul fost președinte pus sub acuzare. Le luăm pe rând, le discutăm pe toate. Sunt Ioana Constantin, începe Politica Zilei. Vă mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. Oana Stânciulescu, jurnalist în platou alături de mine. Mulțumesc mult, Oana. Mulțumesc și Ioana. Prin legătură video este Sorin Ioniță, Expert Forum. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Și se alătură prin legătură telefonică directă Simona Spătaru, senatorul USR. Și te așteptăm în platou, Simona. Mulțumesc tare mult. Eu vă mulțumesc. Bună ziua! Telespectatorii văd imagini de la ședința Comisiei Juridice, care se desfășoară acum în Parlamentul României. După ședința Coaliției de astăzi, înțelegem că este oficial, 9.000 de lei este pragul pentru abuz în serviciu. Asta este decizia Coaliției. Simona Spătaru, ești în Comisia Juridică, ești senator, s-a votat acolo prima dată pentru 250.000 de lei. Explică-ne mai multe. Așa cum îi spune și numele acestei infracțiuni, și noi considerăm că această propunere este un abuz în sine. Pe de o parte, cunoașteți că toate procedurile din Senat au fost încălcate, amendamentele au fost înaintate în ultima clipă, nu a existat nicio justificare, atât cu privire la valoarea de 250.000 de lei a acestui prag, cât și cu privire la alte dispoziții din acest conținut legal al infracțiunii, respectiv cu știință sau vătămare gravă. La niciuna din întrebările noastre ale USR-ului nu au răspuns, nu și-au asumat paternitatea acestor propuneri. Înțeleg că după tot scandalul public, după toată opoziția din Parlament, au dat un pas înapoi și propun un alt prag, justificarea lui noi încă nu am primit-o de asemenea. Deși este evident unul vădit mai mic, nici această sumă nu este justificată. Mi s-a părut nouă mult mai decent să fie un prag al unei valori de referință, pensie, salariu minim pe economie, să nu existe un abuz permis pentru o valoare mai mare. Acum această propunere nu a fost primită de către coaliția PSD, PNL, UDMR și iată că vom avea la vot o astfel de propunere asumată până la urmă, înțeleg, de domnul Predoi. Da, Oana Stănciulescu, îi rog pe colegii mei, este 9.000 de lei, Claudia, dar nu este 6.000, am văzut pe burtieră, bun. Oana Stănciulescu, am văzut ieri un producător din Bacău amendat cu 7.500 de lei că vindea niște ridichi pe stradă, da, deci nu era în piață. Bun, am văzut niște femei în sectorul 6 care luau niște bulbi de la lele și au fost acuzate de furt, infracțiunea de furt. Și noi înțelegem că la stat cu 9.000 de lei, până la 9.000 de lei, e ok, nu faci nimic greșit, nu fur, nu faci niciun abuz, nu sărăcești bugetul de stat, nu faci absolut nimic. Da. Răspunsul este da. Adică suntem două categorii de cetățeni în România. Cetățenii de care spuneai tu primii, bătrânele care vin să-și vândă pătrunjelul și sunt alergate de poliția locală prin tot cartierul și specialii, că domne, aceștia sunt speciali fie că sunt primari sau președinți de Consiliul Județean, nu fie în autoritățile centrale. Tot ce au făcut în acești ani, au făcut în acest sens. Să-și sporească drepturile și la noi, la cetățenii obișnuiți să nu se uite. Dar eu așa să întreb pe doamna Spătaru, dacă noi știm sigur că forma finală
va mai conține cele două sintagme sau nu? Adică abuz cu știință. Ca să spunem cetățeanului, domnule, înainte era fără știință. Nici atunci nu era în regulă că dacă semnezi și ești primar, îți asumi ce semnezi. Că dacă cineva are o firmă și semnează ce nu trebuie, vine fiscul, vine poliția, vine parchetul. Da, nu înțelege nimeni că n-ai știut. Nu înțelege nimeni. Te arestează, te amendează, ți închide afacere. Aici ziceau, domnule, fără știință, n-a știut să răcuțu, în fine, gata. Acum, cu știință. Ce înseamnă? Adică tu de la început îți propui chestiunea asta. Domnule, eu îmi propun cu știință să... și nu pățesc nimic. Adică asta mi se pare absolut groaznic și mai e acea sintagmă, vătămare gravă. Păi rămâi la mâna judecătorului, al procurorului și apoi al judecătorului, care unul poate să considere că este gravă, unul că e medie, unul cu... Ce înseamnă că ai asemenea lege incertă într-o țară democratică? Păi cel mai periculos lucru, legile în țările consolidate trebuie să fie simple și clare, nu interpretabile. Iar legile la noi au 1000 de portițe să interpretează în funcție de cine ajunge în fața instanței. Da, Sorin Ioniță, ziceau, inclusiv l-am văzut pe ministrul Predoiu, i-am văzut și pe peneliști explicând, domne, CCR-ul ne-a spus că trebuie să avem un prag. Și noi acum nu știm cât trebuie să fie, că uitați, mi s-a părut puțin un salariu mediu sau un salariu minim. L-am auzit pe domnul Predoiu explicând ieri că îi se pare puțin un salariu minim. Nu, acum nu li se pare puțin 9.000 de lei, dar care-i calculul? Cum stabilești care-i pragul ăsta? De ce 9.000 de lei? De ce 250.000? Am văzut, dacă am reținut bine, că a făcut o încercare acum să aducă niște date de fundamentare. Nu-i chiar, nu-i un studiu. Nimeni, niciun ministru nu aduce studii ca lumea, dar măcar a venit cu ceva la cameră, pentru că înainte la Senat înțeleg că nu venise cu nimic, exact. De fapt. Și ideea asta, mi se pare, și toți argumentele, bă, mi se pare, e prea mult, hai să fie salariu minim. Dar politica penală a unui stat, pentru numele lui Dumnezeu, se face cu niște rapoarte scrise, care se publică înainte, 30 de pagini, cu grafice, cu date, cu cifre, cât sunt pușcăriabili, ce cazuri a avut, ce cazuri mai sunt pe țeavă, câte condamnări avem din genul ăsta de infracțiuni, pentru ce valoare s-au produs, ca să văd și eu cetățeanul pe acolo că el a pus pragul, s-a gândit la ceva. Există, dacă nu mă înșel, și un institut de statistică juridică sau așa ceva, nu? Cred că nu greșesc. De ce instituția statului român? Cu oameni plătiți, da? La Ministerul de Justiție, ăia ce se ocupă de la statistica aia? Adică nu trebuie să-i dea măcar două grafice plăcintă, să ne arate cam cum sunt distribuite genul ăsta de infracțiuni pe ani, scad, cresc, care e cazuistica. Așa, asta înseamnă argumentare, înseamnă cum se cheamă în vest, politică bazată pe date, decizie bazată pe date. La noi mi se pare, faci o conferință de presă în cel mai bunga și aruncă așa din vârful buzelor. Ne-am decis așa și pe urmă vin aia care au fost în sală 6-7 oameni. Ciolacu zice că n-a auzit-o pe aia cu 250.000, a auzit-o numai 9.000. Ministrul de Interne, domnul Pode, n-a auzit-o pe niciuna. El a zis, eu n-am auzit, bă, cifrele astea. Nu s-au discutat cifre cât am fost în sală. S-au discutat numai principiul și rest 95% din timp pensii. Nimeni n-a auzit nimic, deși erau 7-8 oameni ai coaliției. Bun. Până la urmă, amendamentele la Senat s-a aflat. Cine le-a băgat? Cine și le asumă? Când faci un amendament la lege, presupun că cineva semnează pe ele. Peneliști, ce erau ei? Influențați, sunați de ministru. Acum la cameră au revenit, dar văd că tot pierd meciul peneliștii, pentru că nu rămâne ca ei cu 6.000, cum vreau să scadă și mai mult la două salarii. Rămâne tot cum a stabilit, nu se știe cine, statul paralel care pune miniștrii gen Predoiu, da? Pe care partidul nu și-i poate asuma, după cum ne spunea un vicepreședinte mai demult. Și asta e situația. Deci în momentul de față discutăm așa în aer, fiecare cum face cu degetul așa la vânt și fiecare cum îi se pare. De exemplu, mie mi se pare într-un fel, dumneavoastră mi se pare în alt fel, eu aș zice că ar fi mai bine să fie vreo 500 de euro sau 1000 de euro, să fie o sumă rotundă și să nu mai indexăm. Alții vor în legat de salariu minim, dar de fapt nu știm. Politica penală a statului e după cum bate vântul. Da, păi după cum sunt interesele, da, vântul ăsta e format din interesele politicienilor în general, de la partidele care... Sunt multe cazuri în jurul cu pagubă stabilită în jurul cifrei de 9.000, că ar fi interesant. Că dacă sunt ei pe acolo care au miză în jurul acestei valori, ei ar fi interesant de știut.
Uitați, zice așa domnul Predoiu, sunt 20 de persoane în penitenciare pentru abuz în serviciu. Este declarația pe care a făcut-o domnul Predoiu ieri, da, aici am văzut-o în direct. 625 de cauze în instanță. Deci asta este, până la urmă, statistica, dacă tot se cerea, pe care o are ministrul justiției. Și azi am discutat de un număr de numai puțin de 13 țări în care există infracțiunea de abuz în serviciu, fără prag, zice domnul Predoiu. Cu asta am început și asta am cerut colegilor deputați. Ne dă exemplu și Austria, care are un prag de 50 de milioane. Nu știm de ce ne dă exemplu Austria și cu ce ne-ar ajuta, mai ales fake în contextul Schengen. Fake news. Minte. Este fake news. Și mai e un lucru care trebuie precizat. De la bun început și Curtea Constituțională a înțeles greșit chestiunea cu pragul. Pentru că, într-adevăr, de ce multe țări vest-europene nu au prag deloc? Nouă ni s-a spus de către Europa, domnule, trebuie să aveți un prag în sensul că nu orice funcționar mărunt de la comuna Plopu ar trebui anchetat pe genul ăsta de greșeli administrative. Ei când s-au referit la prag, se refereau la calitatea de demnitar sau de funcționar superior a celui care s-ar încadra aici. În sensul ăsta vorbeau ei de prag. La noi l-au înțeles prag valoric. A decis Curtea Constituțională ce a decis, acum trebuie să respecti ce a decis, să pui un prag valoric. Deci s-a mers ca la telefonul fără fir la vale și acum nu te mai poți compara cu Europa din moment ce tu ai înțeles altceva din toate acele recomandări și normative europene. Bun, absolut. Pentru că întrebau Ana Stănciulescu mai devreme dacă au rămas în legislația cele două sintagme, cea de că n-ai știut dacă faci un abuz în serviciu sau iarăși se discuta despre sintagma vătămare. A venit, a reușit să ajungă în platou. Mulțumesc, Simona Spătaru. Explică-ne, urmează discuțiile la Camera Deputaților. Rămân aceste sintagme, da? Mulțumesc și eu. Sintagmele acum sunt încă în discuție, pentru că se desfășoară încă Comisia Juridică din Camera Deputaților. Sperăm că ambele vor fi înlăturate, pentru că ambele nu fac altceva decât să vulnerabilizeze foarte mult acest text, să-l facă neconstitucional din etapa în care se discută în Parlament, pentru că pui aceste termene imprevizibile, creezi o jurisprudență pe urmă neunitară, cum va aprecia fiecare procuror judecător, ce înseamnă gravă, un grav în funcție de ce, odată, și apoi cu știință sau fără știință. De la caz la caz, funcționarul se va plânge pe umărul polițistului, procurorului sau judecătorului că el a fost un pic mai, cum să zicem, fără știință, da? Fără voință, fără știință în ziua respectivă sau de câte ori a abuzat de dreptul său și a provocat, practic, o vătămare cetățeanului. Nu a știut. Că n-a știut. Nu se poate. Am spus aceste lucruri și la Senat. Nu au ținut cont. Acolo, efectiv, cunoașteți faptul că au trecut ca o mitralieră acest act normativ. Amendamentele, să vă răspund și dumneavoastră, domnule Ioniță, nu au paternitate încă, au venit pe calea aerului, cu un porumbelul în Senat, nu știu cum au venit, până la urmă și-a asumat. Cum veneau, de unde au venit legile alea SRI-ului anul trecut, tot așa? La fel au rămas, un pic presați de dumneavoastră, de presă, au trebuit cei care asigură președinția Comisiei Juridice, adică PNL-ul, să-și asume că le-a primit pe e-mail, dar sursa transmiterii a rămas necunoscută. E o crimă cu autor GDPR, necunoscut. GDPR, n-avem voie să întrebăm. Crimă cu autor necunoscut. Și pot spune că lucrurile continuă la fel astăzi la Comisia Juridică de la Senat. Am avut proiectul inițiat de domnul premier Ciucă și domnul ministru Bode, cu acele... Da, am zis că au renunțat, nu? La și proteste. Au trimis la fel niște amendamente, da. Că voiam să fac doar atâta paralela. Au trimis niște amendamente, de asemenea, cam fără paternitate, venite în comisie, ni le-a mânat președintele după ce a inițiat comisia, astfel încât și presa prezentă, ONG-urile prezente, noi, senatorii de la opoziție, nu le cunoșteam, că ne-au mânat atunci, pe loc. Da. Lucrurile acestea așa se fac, se pare, în Parlamentul României. Se trimit în plic în continuare, Oana Stănciulescu. Dar nu-și mai asumă nimeni după aia cine a pus în plic și cine a dus plic. Nu se mai știe absolut nimic.
Păi da, Ioana, mie mi se pare extrem de grav chestiunea asta. Păi mâine, păi mâine aflăm că în Parlament se discută dizolvarea României, federalizarea României. Ei, doamna Șoșoacă ar putea să propună. Și nu știm de unde. Pedepsa cu moartea, pedepsa cu moartea sau interzicerea avortului. Exact. Nu-i dați idei, doamnei Șoșoacă, vă rog. Exact, doamnei Șoșoacă. Nu este posibil într-un organism democratic, și domnul Ioniță știe foarte bine, și domnul Spătaru, nu este, e inadmisibil, adică eu refuz să cred că nu se știe, dar unde e totuși Parlamentul României? Vorba ziaristului de la BBC în dialogul cu ministrul român. Dom'le, cetățenii României consider că trebuie să știe? Da! Păi sunteți democrație sau nu sunteți democrație? De ce nu informați cetățenii? Pe orice speță, nu pe o speță pe care au discutat ei. Pentru că nu există responsabilitate. Păi da, nu se poate. Totuși există niște reguli. Nu se poate ca în Parlamentul României să spui nu știm de unde a venit. Dar nu știm cine ne-a trimis un amendament. Cine ne-a trimis? Și nu era o chestiune așa de un leu. Vorbim de 250.000 de lei. A venit cu mail-ul, domnule. A venit cu mail-ul. Dacă nu știm cine, nu le dezbatem. Păi da. Adică de ce vine cineva să dezbatem serios atâția oameni plătiți de la bugetul statului, dar cine ne-a pus să dezbatem asta? Și noi asta? Astăzi am spus la fel, domnul Bode, domnul Ciucă, nu poți veni la comisie să aduc amendamentele și să le justifice. De ce până mai alaltă ieri au considerat de la nivelul funcțiilor pe care le au în statul român cele mai înalte că este necesar să practic să pedepsească mai tare protestatarii ce urmează? Ei se pregătesc pentru niște acțiuni viitoare și preventiv. Ioana, dar nu se poate ca o politică penală să o faci după ureche sau după partid. Cum ți-a zis la partid? Ți-a dat plicul la partid și ți-a zis după asta o introduci în Parlament. Atenție, premierul, da, premierul sau ministrul de interne, ce date au avut statistice? Care număr de dosar a condus la această inițiativă? Nu? Câte situații faptice, că nu faci o lege, nu propui o lege fără aceste date. Poți să spui, în atâtea proteste, uitați, atâtea cazuri de violență asupra autorităților, jandarmeriei au fost. Considerăm că trebuie să înăsprim această activitate. E disoluția instituției legislative. Noi am spus că sistemul acesta, nu? Acest sistem, Iohannis, Ciucă, Bode și pe linie, cum considerați în continuare oamenii din Parlament, e un sistem din ce în ce mai autoritar. Autocrat. Încă termenul corect este acesta. Dar măcar atât am spus în comisie și în Parlament. Pentru că vin cu aceste inițiative, propun aceste modificări de legi, fie la avertizorul de integritate, știți foarte bine, reîntors în reexaminare după ce comisia refuză să dea banii pe un asemenea act prost întocmit, de fapt intenționat prost întocmit. Doamna Spătaru, cum spunea domnul Ioniță, că vine celălalt cu ce nu știu, vine celălalt Lucică și zice, eu nu știu, nu am fost, nu există. Dom'le, dacă nu știi și nu există, nu există tăticul acestor, nu le discutăm. Hai, noi, Parlamentul, să discutăm un amendament asumat de un partid, de un grup independent, de cineva. Ce mi se spune la comisie, de exemplu, când am făcut acest comentariu astăzi, zic, dar puteți să plecați, doamna Spătar. Noi aici, la comisie, rămânem și discutăm cu ce am pus pe masă. Da, mă rog. Majoritatea zdrobește. Că majoritatea zdrobește democrația. De fapt, despre asta discutăm. Găsite soluții, pentru că altfel ce faceți? Dumneavoastră vă predați, noi suntem pe ei singuri. Da, de predat nu ne predăm, e clar. Știți bine că i-am determinat de a renunțat la ele, la aceste inițiative, rând pe rând. Dar nu trebuie lăsați. Adică e clară intenția. Doamna Spătaru, e clar că vom rămâne cu acești 9.000 de lei pentru că ei au majoritatea și probabil vor considera o concesie extraordinară că s-a scăzut de la 250.000 de euro la 9.000 de lei. Stelian Ion, care este în comisie, în Parlament, înțeleg că cere explicații în continuare de la domnul ministru, numai că în comisie nu este domnul ministru, este doamnă secretar de stat acolo, care încearcă să explice cum au ajuns la cei 9.000 de lei. Însă eu aș vrea în continuare să explice cineva de ce omul ăla care vinde legume pe stradă a fost amendat la Bacău cu 7.500 de lei și un funcționar public poate să facă, sau un primar, sau ce-o fi el, poate să facă câte 3 abuzuri de 8.000 de lei și nu are nicio problemă. De fapt, poate să facă câte dorește el, poate să facă câte 5.000 de abuzuri de 8.000 de lei, pentru că nu se încadrează la abuz în serviciu. Și atunci spargem, că așa era șmecheria și la licitații înainte, facem niște contractele mai micuțe, să nu se vadă, nu-i așa? Da, să nu ajungem la DNA și strângem 10.000 cu 10.000, cum au băieții ăștia acum, 2.000 cu 2.000 cu 2.000 și găsim noi ceva, mai ales pentru o comună sau un orășel mai mic. Sigur. Este foarte bine, dar pentru că statul, Ioana,
nu este partenerul cetățeanului care subvenționează statul. Nu, nu e partenerul, nu? Era o sintagmă pusă pe un ziar în anii 90. Cetățeanul mai presus de stat. Acum e invers. Statul călărește cetățeanul. Statul ăsta despre care aflăm noi acum, că în pandemie făcea niște achiziții la Poliția Națională de te doare mintea. Deci un baston era cumpărat din China de o firmă cu $18, revândut în România cu $32. DNA-ul face aceste percheziții acum la IGPR, a confirmat DNA-ul, se verifică achiziția de echipamente în pandemie cu 2 zile înainte să se încheie starea de urgență, Sorin Ioniță, pentru că după ce se încheia starea de urgență, nu mai puteai să faci de capul tău și pe astfel de sume. Da? Deci oamenii ăștia au cumpărat de toate în pandemie, nu contează de la ce minister, de la ce instituție erai. Nu era vorba de măști, de dezinfectanți, nu era vorba de bastoane de la Poliția Națională. E un cumul de infracțiuni aici, nu știu, cred că așa se zice, eu nu sunt jurist ca dumneavoastră, și noi am semnalat asta încă de atunci din pandemie, deci sunt mai multe lucruri, mai multe infracțiuni în cascadă. În primul rând, eu au abuzat de starea aceea de necesitate și de faptul că se lăsase să se facă achiziții un pic mai simplu și mai repede, cu înțelegerea foarte clară a faptului că era vorba de materiale sanitare și vaccinuri, în primul rând, că asta era urgența, și, și ce mai aveau spitalele nevoie, nu altceva. Ori noi știm că s-au strecurat și la nivel central, dacă spuneți că Ministerul de Interne înseamnă că el a fost, dar și multe primării au îngrămădit acolo tot ce mai aveau ei nevoie ca să poată să ia repede pe proceduri simplificate, și toate lucrurile astea trebuie luate la mână. 2. Când ei din China, nu vorbesc că măști, că numai le făceau sau lucruri pe care le poți lua numai din China, dar o grămadă de alte ciurucuri care se cumpără din China, cum ar fi bastoane de bătut poliția, oameni, așa, astea bănesc acolo să fac. Am văzut și în cazul altor țări, și în cazul Ungariei, care a abuzat de chestia asta, pentru că ei sunt foarte prieteni, Victor Orban, cu chinezii, și în cazul altor țări, achizițiile din China nu poți să le faci dacă nu accepți intermediarul lor la mijloc. Și în general acolo se face pe comisioane foarte mari, pe firme în cascadă care intră, că tu de fapt faci contractul cu unul care e incorporat prin Hong Kong, și adică nu faci nici măcar direct cu producătorul chinez, care poate fi compania privată sau de stat. Îți bagă el vreo 2 de-ai lui la mijloc, îi face sandwich și eventual bagi și tu unul de-al tău. Că de-aia e frumoasă relația cu China și cu dictaturile. Pentru că ăștia nu te bat la cap cu statul de drept, ci cu buna guvernare și cu transparența. Și atunci, cum să... E bine pentru toată lumea, cum să spune, da? Deci luăm și noi, luați și voi. Victor Orban a triplat prețul vaccinilor chinezești. Că el a luat vaccinul chinezești și lui au ieșit de 3 ori mai mari. Cele mai scumpe din lume au fost în Ungaria. Măcar aveau noi, mă, erau niște vaccinuri, dar ăștia cumpără nu știu ce cu electroșocuri, bastoane și tot felul de echipamente. Dar tot așa, e normal ca prețul să crească de 3 ori, că ai 3 băieți pe parcurs, probabil că doi de la chinezi și unul de la noi. Și eu aș merge să văd și cine sunt ăia, pentru că chiar mă îndoiesc că contractul ăsta a fost direct de la... Nu știu cine produce, cine fabrică bastoane în China, dar eu mă îndoiesc nu că contractul... Nu a fost direct cu firma direct chineză, nu? Există o firmă intermediar în România care le cumpăra din China... Eu cred că sunt 3 pe parcurs. Da, sigur. Una în România și absolut, 2 la ei. Cam așa e de regulă. Că ne-am uitat la chestiile astea și s-au uitat oameni în toată regiunea, jurnaliști de investigații exterioare, și așa e. Ei bagă 2 cărți la mijloc, noi băgăm una, să filtrează toată chestia și de aici vine părandărătul. Mai mult la ei și mai puțin la noi, dar vine totuși. Da, intermediarii, băieții ăștia șmecheri, asta, da? Asta nu se poate face fără acoperire informativă. Absolut. Mai ales că e vorba de Ministerul de Interne. DGI și toate alelalte. Da, Simona, stai, că ai găsit ceva. Da. Zine. Dăm voie să dau o alertă acum. Mi-au trimis colegii de la Camera Deputaților din juridică. Nu se potolesc. Deci discută pe abuzul în serviciu. Asta este pălăria. Să vedeți ce mai fac la un alt articol din Codul Penal. Interzic folosirea înregistrărilor ca mijloc de probă în infracțiunile de corupție și infracțiunile asimilate corupției. Colegii mei tocmai au trimis această alertă în comunicat de presă. Deci au prins momentul. Au prins momentul și... Deci ce înseamnă înregistrare?
Cine a pus amendamentul ăsta? Sunt în momentul ăsta din coaliție. Este la 139 indice 1 aliniat 1. Ei nu l-asumă cineva. La ei e PSD, PNL, UDMR. Că să nu știe cine l-a depus, domnule, că l-a dus cineva acolo. Și domnul ministru, după cum vedeți, Predoiu, este la citatea în persoană. Adică în astfel de momente esențiale se ascunde cum poate mai bine în orice cabinet. Dar ce înseamnă în registru? Vorbim de cele video, audio, cu sau fără acord? Despre asta e vorba? Da, este vorba despre registrările, nu contează, de video sau audio, ambele. Sunt condiții, practic, care facilitează, deci ei modifică aliniatul și facilitează să nu le mai poți folosi, să devină, practic, inutilizabile. Indiferent ce instituție le face, indiferent, sau particular. Indiferent sau din ce înțeleg la colegi. Un avertizor de integritate l-a filmat pe șeful lui. Vă dați seama că ce face? Păi nu, și atunci direcția aia specială pe care au făcut-o la poliție, special să lucreze cu DNA-ul, autorizată să facă înregistrări, cu ce se mai ocupă? Nu, este clar că ei și-au luat dosarele din spate. Dacă nu le-au rezolvat, domnul Ioniță, pe prescripție, și nu le-au rezolvat, nu s-au închis așa, au mai văzut ce mai rămân, da, odată. Pentru viitor se asigură că vor deveni din ce în ce mai puține, pentru că se fac sub umbrela majorității aceste modificări care ne abat grav de la sistemul de drept și de la democrație. Până când vom fi trași de urechi... Am scăpat de MCV, domnule Ioniță, gata. Da, da, s-a atras atenția că odată juridic nu chiar s-a închis și sistemul de verificare rule of law este, sistemul de drept este mai... Chiar mai grav, mă interesează pe ea asta. Și mai prezent în verificări. Cum să spun, Polonia e o țară cu lobby mult mai puternic și cu mult mai multă influență la Bruxelles. Și tot a fost, ei n-au avut MCV după admitere, dar li s-a pus după aia un fel de MCV și blocări de fonduri, cât sunt ei de tari polonezii. Deci cum ni s-a scos, se poate pune, nu cu același nume, cu un alt nume. Deci dacă tot insistăm, o să o vadă domnul Ciolacu și pe asta, când se va pregăti el numai bine să ia o Românie proaspăt, fără MCV ca premier, exact atunci o să-i taie fondurile pe mecanism de stat de drept și pe justiție. Bun. Nu, pe PNRR să... îi taie înainte și restul ce mai rămâne vom face, vom face o actualizare, Simona, că sunt sigură că o să tot vină informații. Vom face la final, ca să nu ne oprim din fiecare subiect, pe măsură ce vin din Comisia Juridică, le adunăm și poate reușim să facem o legătură telefonică și cu Stelian Ion acolo. Bun, Oana Sănciulescu, mă întorc la asta cu IGPR-ul, că e exact cum spune Sorin, sunt niște băieți șmecheri pe drum, care vin și la final de la un euro îți vând cu 30, ceea ce au făcut acum. Aici sunt două chestiuni. Contractul în sine și parandărătul și oportunitatea, necesitatea unei astfel de achiziții. Adică, testește întrebirea și în pandemie, când oamenii stăteau de ce îți trebuie ție? Gaze, petarde, bastoane. Adică, totuși, poporul ăsta, noi ne uităm că nu prea iese în stradă să protesteze. După o astfel de lege în Parlament, cu astfel de prevederi, ar fi trebuit societatea civilă să protesteze, nu? Ne uităm și la alte țări democratice, unde acolo cetățeanul nu se lasă călcat în picioare. Deci noi suntem o țară care reacționează foarte greu și foarte rar. De ce îți mai trebuie ție, poliția română, bastoane? Ce faci cu ele? Nepoți, ai o motivare a acestei achiziții? Trebuie să te întreb breaking news, doamnelor și domnilor. Avem un comunicat din partea USR-ului din Comisia Juridică, da? Și se dă liber la corupție în întreg aparatul administrativ. Este în legătură telefonică directă Stelian Ion, direct din Parlament. Bun găsit, Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Explică-ne mai întâi cu pragul. Înțelegem că se vine cu acest amendament cu 9.000 de lei? Bună ziua! Din păcate, domnul ministru nu a fost prezent nici astăzi la comisie, o bătaie de joc pe care n-am văzut-o nici la PSD pe vremea lui Iordache și a lui Tudorel Toader, pentru că aceștia veneau și își exprimau acele puncte de vedere și susțineau amendamentele. Pe de altă parte, n-am ajuns încă la discuția referitoare la prag, dar la abuzul în serviciu sunt mult mai multe alte vulnerabilități care pot conduce la declararea neconstituțională a textului. Nu doar asta cu pragul. Pragul este un element, poate vedeta discuțiilor din această perioadă, dar nu este singurul element, să nu omitem acest lucru. Însă, acum câteva minute am votat în Comisia Juridică un amendament care lovește din plin combaterea
corupției, lupta împotriva corupției, și anume amendamentul care dădea posibilitatea folosirii unor probe din interceptări în dosare de corupție. PSD-PNL a optat pentru scoaterea din textul respectiv fix a acestor infracțiuni. Explică-ne corupție, exact ce înseamnă aceste înregistrări. Explică-ne, Stelianiu. Explică-ne, te rog. În dosarele penale care au ca obiect aceste infracțiuni, corupție, evaziune fiscală, bineînțeles cu un anumit prejudiciu și în care există interceptări făcute de SRI, nu se vor mai putea folosi acele probe, pentru că acum acest amendament le exceptează fix pe aceste infracțiuni, pentru combaterea traficului de droguri, pentru alte infracțiuni din codul penal, se admit aceste probe. E, iată, doar pentru corupție și evaziune fiscală sunt câteva exceptări, fix asta e doar, fix asta vor să facă, să capă de răspundere în dosarele în care... Dar care este argumentul, Stelianiu? Că trebuie să existe o motivare niciun pentru argument, care... absolut niciun argument. Doamna secretar de stat a venit și a spus cu seninătate că lasă la latitudinea Parlamentului, n-are nicio opinie și mandatul este de la fix de la ministru. Adică domnul Crătoiu n-are nicio opinie pe această chestiune, că scapă niște inculpați care sunt cercetați pentru fapte de corupție. Deci este acest amendament care scoate înregistrările pentru fapte de corupție, nu mai sunt valabile, da, în dosare. Avem un prag de 9.000 de lei la abuzul în servicii și probabil că asta e forma finală, nu, Stelianu? Deocamdată nu-l avem. N-a venit ministru, n-am ajuns la acel proiect de pe România. Vom vedea, sunt amendamente citite prima oară și la prima audiție noi trebuie să dăm câte un vot. Vă spun, nici în Comisia Iordache, nici în Comisia Tudorel Toader nu am trăit așa ceva. Măcar atunci, de pe zi pe alta sau de la săptămână la săptămână, se mai acordau unele amânări. Și le asumau măcar Stelianiu în atunci. Venea Iordache și spunea, el a asumat că el a depus amendamentul. Dar acum pe ăsta cu înregistrările, că întreba Sorin Ioniță în emisiune aici, cine a cerut acest amendament să se scoată înregistrările? PSD, PNL, au fost și câțiva deputați de la PNL care s-au abținut, văzând grozăvia, unul a votat și împotrivă. Deci își dau seama cât de grave sunt lucrurile, dar PSD, PNL, liderilor, haideți să ne uităm la domnul Ciucă, să ne uităm la domnul Ciolacu, și pentru că ei dau tonul. Aici se execută niște ordine. Aceștia vor să slăbească lupta împotriva corupției. Încă o precizare mai fac și va trebui să mă întorc. Da, îți mulțumesc, te rog. Jalonul din PNRR nu este doar să bifăm că modificăm codul penal și de procedură penală, trebuie să întărim lupta împotriva corupției. Comisia Europeană cu siguranță va fi informată despre faptul că domnul Predoiu i-a păcălit pur și simplu în momentul în care le-a promis că face doar niște puneri în acord și sub pretextul punerii în acord, de fapt, iată, desface șuruburile acestor instrumente de luptă împotriva corupției. Mulțumesc, Stelianiu, că ai fost alături de noi direct de acolo, pentru că este ședința Comisiei Juridice în Parlamentul României și nu mai năzbâti fac. Deci acum elimină și aceste înregistrări din dosarele de corupție. Vreau, înainte să trecem la alt subiect, Simona, scurt, te rog. Cum este să fii președintele Comisiei Juridice și să ai soțul trimis în judecată pentru evaziune fiscală? Nu-i aici, doamna, să faci această propunere. Poți să-i dau acest drept la replică. Bun. Oana Stănciulescu, vin către tine să concluzionăm cumva pe povestea asta. Dom'le, totul este sub jaloanele PNRR-ului. Tot ce facem astăzi în România? Păi asta dovedește că nu interesează banii, să ia banii. Suntem o țară care depinde, dezvoltarea României depinde de acești bani, care ni se dau în cea mai mare parte gratis și o parte sunt un credit cu o dobândă convenabilă. Și politicienii noștri, ca să fie feriți de pușcărie, să rămână cu banii și cu rudele, rubedenile, cu pensii speciale și nu știu ce, sacrifică România și dezvoltarea și modernizarea următoarelor generații pentru ei. Dar noi, ca societate, nu facem nimic. Oana, citeam astăzi mai devreme știrea următoare. Croația intră și în visa waiver după ce Croația a intrat în Schengen, după ce Croația a intrat în zona euro, da?
Acum, luăm, nu ar trebui poate să-i luăm de model, pentru că nu avem prea multe intersecții, dar n-am plecat cum am plecat cu bulgarii la același jun și mai departe. Doamne, dar stau și văd că au luat aceste trei obiective, le-au îndeplinit. România n-a îndeplinit niciunul din ele. În schimb, noi ne ocupăm cu pragul ăsta, cu rotativa sau rotația, cum îi zic ei, au inventat diversi termeni, și acum au venit și cu anticipatele. După ce PSD-ul a venit și a propus anticipate la ședințele lor, după ce tot weekendul ne-au zăpăcit de cap cu anticipatele, după ce domnul Falcă, care e un om serios, a venit și a spus, domnule, eu când m-am întors de la Bruxelles, ăștia aici acasă ziceau că PSD-ul a cerut anticipate. Vine domnul Iohannis ieri, eu vreau stabilitate, mă implic pentru stabilitate, dar posibil să facem anticipate, dar mi se pare greu. Azi vine Ciolacu. Exclus avem, domne, anticipate. Deci ce-i șantajul ăsta? Ce este șoarecele și pisica ăsta? PSD și PNL, rotativa versus anticipatele, Oana? Păi nu se gândesc decât la procente. Cine câștigă și cât câștigă, cine e vioara întâi, cine va conduce țara, cine va gestiona miliardele care mai vin, dacă mai vin, dar dacă nu, banii din buget. Că vezi, sunt destui bani în buget ca să ajungă la clientela lor. Dacă stai să te gândești și la foștii, PSD-știi, Dragnea, tot vedem bucătărești, nu știu, domne, din ce bani, unde, cu ce te duci în Brazilia. Oamenii aceștia fac bani de le ajunge după aceea o viață. Dar asta este singura dispută și singurul lor interes. Nu interesează că e bine pentru România, că sunt mai multe deodată în același an, mai multe alegeri, nu, își fac calcule. E singurul lucru care îi preocupă. Calculele, sondajele reale, să vadă cât scad și cât pierd și cât câștigă dintr-o poveste ca asta. Vreau să te întreb, Simona, voi presupun că nu susțineți aceste anticipate. S-a discutat mult, am vorbit cu sociologii, și am spus, domne, că de fapt ar avantaja PSD-ul și că ar opri, nu știu, ascensiunea aurului. De ce crezi că au mers pe scenariul ăsta cu anticipatele în coaliție acum? E o ipocrizie în motivarea acestor anticipate. De la început spune că Ciolacu că ar fi spre o stabilitate ce și-o dorește în coaliție, deci practic să prindă cu cârlig și mai tare PNL-ul și să-l țină acolo captiv, promițându-i, iată, tot felul de lucruri din diferite acte normative sau mai știu eu ce pe masa guvernului. Sunt calcule ipocrite, e un cuvânt foarte lejer și cu minte. Își pun pe masă un traseu împreună, uitați-vă și dumneavoastră, care ne va călca pe fiecare dintre noi în viața privată foarte tare. Nu le pasă de nimic, nici de banii din PNRR, nici din celelalte miliarde, din celelalte programe de finanțare. Nu interesează nici cum, nici de copiii de la țară, nici de copiii din orașe, nici de bătrâni, nici... Au priorități foarte clare, probabil că au luat acest scenariu în calcul, inclusiv să fie într-o discuție, negociere cu Iohannis. Până la urmă, Ioana, eu nu cred că marea majoritate a oamenilor mai aud cuvântul ăsta și îl mai iau în serios, numit anticipate. Pentru noi e același lucru, că ne batem cu ei astăzi, că urmează să ne batem în alegeri mâine sau peste un an, dar... considerăm revoltător că este o discuție pe masă din ianuarie despre anticipate, rotativă și nimic altceva. Că despre asta discutăm. Bun, ele juridic nu se pot face. Vin imediat și la Sorin. Bun, asta Oana, da. Stănciulescu, ele nu se pot face constituțional. Asta spune toată lumea. Că la un moment dat au vrut să le facă în modul serios și n-au avut cum să le facă. Dar vreau să te întreb, e un șantaj pe posturile din guvern, adică la rotativă? Că știu că erau niște schimburi de ministere. Iarăși PNL-ul ține capitala așa în interimat tot ca să negocieze. Despre asta e vorba? E un șantaj în coaliție, o negociere din asta așa? Pentru un fel spune președintele Iohannis ieri că va fi mai dificil, nu? Următoarele luni vor fi mai dificile din punctul ăsta de vedere și că se va implica. Eu nu știu ce înseamnă asta, că dacă au un protocol semnat și sunt oameni de cuvânt, își respectă acolo și în numele stabilității, a războiului, a nu că toate astea sunt invocate, atunci deține ce ai stabilit și mergi mai departe. Da, e bătaia pe funcții și pe nu pe orice minister și pe orice funcție, pe ministerele cu bani, ministerele unde sunt deja bani și unde se trage nădejde să mai vină bani, cum ar fi Ministerul Transporturilor, și pe ministerele avizatoare, pe Ministerul de Finanțe, pe ministerele astea. Nu se bate nimeni pe Ministerul Culturii, doar doamna aceea de la Călăraș, care a ajuns la vrut acolo, dar au trimis la șantier. La Muzeul Național de Artă, dacă era loc, dar uite că a ajuns la șantier. Sorin Ioniță, știm, nu se poate constituțional, dar totuși, de ce atât de aprigă discuția asta despre anticipate? Că eu am crezut inițial că vrea PSD-ul, dar încep să cred că vrea PNL-ul.
Nu e prima dată și regula e că de fiecare dată un partid se simte pe val și simte că poate să ia mai mult, lansează discuția despre anticipate. Cel mai aproape ca chiar să o facă, cred că a fost PNL-ul atunci la începutul 2020, da. Când era vorba să rupă cocoașa PSD-ului, pornise Ludovic Orban și ei chiar porniseră acțiunea. Și... Dar i-a oprit pandemia, că așa e PSD-ul în istoria recentă a României, mereu salvat de clopoțel, de criza economică din 2009-2010 și așa mai departe. Deci când pierde alegerile și să ia... Și adevărul e că România ar avea nevoie la un moment dat, așa cum are Moldova, de un mandat cu o majoritate, fie și 51%, dar onest pro-europeană și să aibă măcar 4 ani, ceea ce nu-i mult, ca să mai regleze niște lucruri, să mai curețe, să mai... cu bună credință, adică nu așa cu frâna de mână și cu ipocrizii și cu împiedicări, cum se întâmplă acum, da? Când iei chestiile europene și le întorci împotriva spiritului lor, adică exact ceea ce discutam înainte. Pentru că ai menționat Republica Moldova, rog pe producătoarea mea să arătăm postarea oamenilor lui Dodon, adică Partidul Socialiștilor din Moldova și trecem la următorul subiect, să dăm și burtiera jos. Bun. Deci, Partidul Socialiștilor, da, a fost la întrevedere cu reprezentanții Partidului Rusia Unită în Moscova, da? Deci o delegație, să dăm mai jos, să vedem și pozele. Asta în timp ce Maia Sandu și Pasu, mai jos Claudia la poze, bun. Asta în timp ce Maia Sandu și Pasu fac întâlniri cu Biden, fac întâlniri, ieri au fost aici la București cu cancelarul Olaf Scholz, da? Uitați, aici sunt la Forumul Economic de la Moscova, deci Sorin Ionita, pentru că ești un bun cunoscător al situației din Republica Moldova, da? Nu se lasă, nu se desprind nici cum, că ieri ne zicea Iohannis că s-au rupt de Federația Rusă. Dom'le, ăștia ai lui Dodon niciodată. Acolo e o mare concurență. Cine este valet, sau, cum să spun, cine este reprezentantul lui Putin, cine ia banii, cine va fi tura următoare de alegeri reprezentantul oficial al Moscovei. Și e o concurență. Uite, Dodon nu s-a dus acolo, dar s-au dus oamenii lui Bătrâncea și cel din stânga este Țârdea, este un om care, cum să zic, propagandistul șef, da. Și agitatorul șef, un om foarte violent în retorică, contra presei și contra societății civile, de ăsta care ar băga mâine legea agentului străin, exact copy-paste din... Bun, ei s-au dus acolo, nu știu cât de important a fost politic vizita, n-am urmărit cine i-a primit, pentru că se luptă foarte tare pentru a fi unși reprezentanții ai Moscovei în următoarele alegeri. Asta e o bătălie foarte serioasă, pentru că Moscova a avut odată mai multe opțiuni la Chișinău. Ei îl au acum și pe primarul Chișinău, lui, deși îl cultivă și PSD-ul românesc. Da. Bă, îl plimbă la Buzău, așa, dar el este pro-moscovit și el este în campania lui trecută, au fost agenții ai FSB-ului cu gențile, cum au fost și ai PSRM-ului. Și mai are opțiuni Moscova și când te duci acolo, este, cum să spun, ca familiile boierești din feudalismul românesc când se duceau la Istanbul ca să îl convingă pe sultan să-i taie capul vărului, ca să rămân eu. Cam asta este acolo dinamica. Deci nu e ceva că se obțină pentru țară sau măcar cum pretindeau. N-ai ce să mai obții acum. Rusia nu-ți poate da nici bani, nici gaz ieftin, nu-ți mai poate da nimic. Deci este pur și simplu să capezi firmanul că tu ești omul Moscovei și să capezi și banii de la FSB pentru campania viitoare. Despre asta e vorba. Bun, Oana Stănciulescu s-ar duce și ei noștri, dar nu se poate, da, tot pe la Moscova s-ar duce unii dintre ei. Iar ai noștri când se duc la Chișinău, se cam duc pe la ceva, în exact ce ziceai, Sorin Ionita. Acum au mai învățat și ei că trebuie să se ducă pe la Paz, Maia Sandu, dar tot acolo trăgeau, tot la socialiști ăștia. Ce se întâmplă în Republica Moldova este de o importanță covârșitoare. Și pentru noi și pentru ei, evident. Și iată de ce Maia Sandu e așa de bine primită și de ce se vorbește atât de laudativ despre Republica Moldova. Niciodată nu s-a vorbit cum se vorbește acum în cancelariile de la Bruxelles, de la marile puteri occidentale, din America. Tocmai pentru că Maia Sandu și partidul ei fac față acestei presiuni inimaginabile. Pentru că să nu ne gândim că Rusia a băgat și bagă în continuare bani în partide, în finanțări, în proteste, doar așa. Și evident că nu-i convine această situație. A pierdut acolo oamenii lui, Moscovie, și au pierdut. Definitiv. Exact. Și pun presiune în continuare ca să schimbe jocul. Evident, de asta și Occidentul e foarte interesat și noi ar trebui ca țară să fim foarte interesați. Și să-i sprijinim. Și să-i sprijinim. Toți banii duși în protestele alea condusă exact. De Marina Tauber. Bun, Simona, te rog, o concluzie într-un minut.
Suntem alături de Moldova de mult timp, vom fi și acum și în dar e un moment critic. Ăsta e un moment foarte critic. Trebuie să fie sprijinul nostru necondiționat, continuu, și Comisia Juridică se deplasează mâine acolo. Facem delegații și private și oficiale în Uniunea Europeană, de asemenea, să ne arătăm acest sprijin. În fapt, indiferent cât de lacrimos ar suna sau sentimental, da, chiar ca frații trebuie să ne comportăm. Păi, acum sunt frații noștri și da. Demersurile nu pot fi decât puține. Chiar dacă le facem zilnic, sunt puține. Mulțumesc mult tuturor. Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem. E o zi istorică și în Statele Unite ale Americii, pentru că Donald Trump este primul fost președinte pus sub acuzare. Vom vedea și noi imagini de acolo, pentru că este așteptat. Astăzi este ziua în care ar urma să îi se ia amprente, să îi se facă acele fotografii din profil. Nu e ca la noi, așa cum credem noi, că în România toată lumea ce e așteptat să fie arestat. Nu se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă în România. Îl salut pe Mihai Neamțu, scriitor, este alături de noi și un bun cunoscător al ce se întâmplă în America. De altfel, tu, Mihai, ai scris și cartea Fenomenul Trump. Te rog, explică-ne ce urmează mai departe pentru Donald Trump. Tot ce știm este că nu va fi un proces televizat. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Astăzi, în cursul dimineții, Donald Trump s-a prezentat pentru a auzi din partea procurorilor care sunt acuzațiile care îi se aduc în fața unui juriu format din 16 până la 23 de cetățeni ai districtului New York, care trebuie să spunem, în bună tradiție americană, alege câte un procuror cu anumită regularitate. Acești cetățeni sunt, hai să spunem și asta, îndeopște cu o înclinație liberal-progresistă de stânga, și această situație îi complică viața lui Donald Trump, pentru că el va trebui să convingă, nu neapărat el personal, cât avocații săi, un juriu format din oameni cu înclinații de stânga, că este nevinovat. Acuzația care îi se aduce, spun apărătorii lui Donald Trump, este una uimitoare, anume că a plătit o sumă de bani pentru un contract de confidențialitate unei actrițe acum 7 ani. Dacă suma aceasta a fost plătită din banii de campanie, spun unii, aceasta reprezenta o contravenție, dar în niciun caz nu o faptă penală. Suma este relativ mică, 130.000 de dolari. Nimeni însă nu a găsit victima, pentru că atunci când vorbim de fapte penale, cineva trebuie să fie partea păgubită și nu s-a descoperit această parte păgubită. Evident, conservatorii consideră că acest atac nu este unul strict juridic, ci unul politic, întrucât procurorul care se ocupă de caz a primit, și asta este un lucru iară știut, 10.000 de dolari din partea familiei fiului lui George Soros, și anume în 2021 a primit peste 20.000 de dolari, plus alte donații printr-o fundație progresistă. Deci, chestiunea este complicată. Donald Trump poate să câștige din punct de vedere al simpatiei politice, dar poate să și piardă dacă el este găsit vinovat până la alegerile din 2024, el poate fi practic trimis. Mihai, am înțeles, discutând cu oameni care de asemenea cunosc legislația de la ei, că poate să candideze Donald Trump chiar dacă este sub acuzare, că nu există nimic care să-i interzică. Crezi în această variantă, nu, în care cel puțin în interiorul Republicanilor își va juca o nouă candidatură? Da, nu trebuie să cred, fiindcă da, Constituția în Statele Unite îți permite să candidezi și nu există nici măcar, așa cum și în România, vă amintiți, primarii noștri dragi au putut să iasă victorioși chiar dacă erau în închisoare, pentru că au primit votul popular. Și în America poți să ajungi președinte având votul popular de partea ta. Însă e o situație totuși complicată, în loc ca atenția să fie în direcția mesajelor candidatului politic, atenția este în zona situației lui penale. Mihai, eu ce cred spune? Că trebuie să... Da? Vreau să te întreb, ce spune despre justiția americană, despre ce se întâmplă acum în America, faptul că am ajuns la genul ăsta de subiect, despre un fost președinte, la genul ăsta de proces, care, iarăși, e ca în România, știi, gen Dragnea, care s-a dus pentru femeia de serviciu de la sediu din Teleorman, știi? Adică pare foarte mărunt jocul pentru America, da? O țară care este respectă frivolă, justiția. Este. Da, este o acuzație frivolă și comparație e justificată din acest punct de vedere, nu neapărat că între Dragnea și Trump ar fi multe asemănări. Trump un este un om de afaceri care a semnat Ioana Constantin, probabil de-a lungul
a 45-50 de ani de viață activă ca om de afaceri, 10.000 de contracte și nu exagerez, 100.000 de tranzacții s-au făcut. Mie mi-este greu să cred că Donald Trump i-a spus avocatului Michael Cohen la nivel de micromanagement cum să facă plata. Eu nu cred că el s-a implicat la nivelul acesta. Până la urmă era un om extrem de ocupat cu alte lucruri în 2015, însă e urât, într-adevăr, că într-o democrație consolidată, politizarea justiției poate să atingă un om care, până la urmă, a primit voturile în 2016, cel puțin în 2016, în toamnă, a primit voturile americanilor care l-au dorit președinte. E urât că există o răzbunare și să nu uităm, dacă tot îmi permiți comparația cu România, în țara noastră, dosarul Revoluției de 30 de ani se tergiversează, deși acolo au fost morți. Da, noi nu și mineriadele și tot să dăm lecții nimănui. Pentru că în România am avut un președinte, Ion Iliescu, care a fost acuzat de crime. Ele s-au petrecut sub mandatul său, au murit peste 1.000 de oameni când Ion Iliescu era președinte și nimeni n-a răspuns pentru morții de la Revoluție. Ei bine, se pare că în România avem foarte mulți atotștiutori care îi dau lecții lui Trump. După părerea mea, ceea ce îi se întâmplă lui Trump este nedrept, însă s-ar putea tocmai acest lucru, victimizarea lui Trump, să genereze o mișcare în favoarea lui, în condițiile în care trebuie să recunoaștem exista o oboseală față de fenomenul Trump. Da, urmărim ce se întâmplă în continuare. Mulțumesc, Mihai Neamțu, că ai fost alături de noi. Scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem cu fostul premier al României, Florin Câțu.